Ana și Daniel au intrat live, sunt încă în Serbia și erau foarte mulți urmăritori din multe colțuri ale Europei și nu numai, chiar cineva scrisese din Washington și spunea Daniel că își doresc și ei într-un an aproximativ să-și ia viza și să viziteze America. Au fost întrebați câți copii își doresc și Ana a spus că doi, dacă îi ajută Dumnezeu fată și băiat ar fi ideal. Au fost întrebați cu cine au mai ținut legătura de mai multe ori. Au spus inițial că nu au avut timp și Daniel mai zicea că Bia și Robert au mai intrat pe live-urile lor și au mai discutat așa foarte puțin. Cineva spunea la comentarii că Daniel este bătăuș și el a spus că a practicat sporturi de contact, dar asta nu îl face un bătăuș. Și a fost întrebat dacă va intra în cușcă, dacă va juca la Eric și a spus că nu are alte priorități și nu își dorește asta. Iar, practic, luna lor de miere este chiar o lună, pe 22 au părăsit casa, au mers la familia lui Daniel, apoi în Serbia, urmează să meargă în Italia și se vor întoarce înapoi la Daniel acasă pe 22 ianuarie.